Cel ce ai făcut și ai zidit pe om cu mâna, iar noi pământenii din pământ suntem zidit și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând plângere de îngropare cu cântare, aleluia, aleluia, aleluia. Așa a hotărât Dumnezeu în urmă cu două zile, când o veste tulburătoare și zguduitoare a zguduit județul Botoșani, a zguduit Moldova întreagă și chiar țara întreagă, de plecarea unui tânăr care, așa cum am spus, era înflorit sau floarea căruia s-a deschis la maxim. Și a hotărât Dumnezeu să o ia la sine, acolo să o pună în loc de cinste. Cu toate că și aici a fost încărcată cu multe daruri, cu multe miresme, cu multe frumuseți și cu multă gingășie, pentru că din calitățile care știm că le-a avut Gheorghiță Iulian, ne putem da seama că n-a fost un om care să fie, a fost un om foarte sensibil, un om gingaș, un tânăr talentat, cu multe daruri, înzestrat cu multe daruri de la Dumnezeu. Dar nu putem decât să spunem, fie voia ta. Ne este greu să înțelegem, cum am spus mai devreme, din punct de vedere al logicii omenești. Dar din punct de vedere al credinței noastre, în care, așa cum am spus la începutul cuvântului meu, am citit din Evanghelia de la Ioan, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică. Chiar dacă murim, fraților, moartea nu este altceva decât o trecere. Nu trecere în neființă, trecere de la cele pline de întristare, de la cele pline de zbucium și alergare, la cele pline de lumină, de pace, de bucurie, de fericire și de viață fără de sfârșit. Suntem acum în perioada cea mai frumoasă a anului bisericesc, în perioada pascală, de la Paști la Înălțare, spun Sfinții Părinți că această perioadă este o zi întreagă de Paști, o zi singură de Paști. Ei, pentru Gheorghiță Iulian, astăzi este Paștele, pentru că cuvântul Paști în limba ebraică înseamnă trecere. Trecere. Aceasta sărbătoreau evreii când sărbătoreau Paștele iudaic, trecerea lor prin Marea Roșie și ieșirea lor din robie la libertate, iar noi creștinii sărbătorim trecerea de pe pământ la cer, și din moarte la viață, cum cântăm în această perioadă frumoasă, ne îndeamnă biserica prin cântările ei, spunând că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Așa că dacă credem în înviere, dacă mărturisim în înviere și așa cum ați dat această mărturie și ați răspuns la această
prea importantă parolă pe care o avem noi creștinii, adevărat a înviat. Așa, dacă credem în această, cu tărie în această mărturisire, atunci trebuie să ne încredințăm că, într-adevăr, acesta este Paștele lui Gheorghiță Iulian. Astăzi este trecerea, pentru că moartea este doar un accident sau un incident. Cum spune una dintre cele trei rugăciuni de dezlegare pe care le-au rostit puțin mai devreme părinții, frații, preoți, spune așa: pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte, din iubire de oameni ai hotărât această legătură și această decizie ca să sufletul să se despartă de trup, sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obștească înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Așadar, iată, aceasta este taina morții. Este o taină pe care, sigur, greu o acceptăm, dar trebuie să ne obișnuim cu ea, căci încă din clipa când ne naștem, ne îndreptăm spre ea și unii ne întâlnim cu ea mai devreme, ca și în cazul de față, alții ne întâlnim mai târziu și gândim că cel mai frumos este să petrecem cât mai mult aici pe pământ. Dar cel credincios, cel care crede cu adevărat în nemurire și în viața veșnică, nu are de ce să gândească așa și nu trebuie să gândească așa. Sfântul Apostol Pavel însuși spune că dorim să ieșim din trup și să ne petrecem la Domnul. Iată cum aseamănă, iată cum înțelege și cum descrie acest minunat apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, moartea, plecarea din această lume, petrecere la Domnul. Așa că aceasta este taina morții cu care, sigur, fiecare dintre noi ne întâlnim și fiecare din noi vom gusta din ea negreșit, și pentru aceasta trebuie să fim cu băgare de seamă, că atunci când nu ne așteptăm, atunci când nu ne gândim, Mântuitorul ne spune în Evanghelie și ne îndeamnă foarte clar și foarte apăsat: privegheați și vă rugați, că nu știți ziua și ceasul când vine stăpânul casei. Dacă ar ști când vine furul ca să spargă casa, dacă ar ști stăpânul casei când vine furul ca să-i spargă casa, atunci ar privegea și n-ar lăsa să îi se spargă. Dar în clipa în care nu gândește, vine furul. Așa este și ceasul morții. În clipa când nu ne așteptăm, în clipa când avem atâtea planuri, atâtea proiecte, atâtea hotărâri de a mai înfăptui lucruri mărețe, atunci vine secera morții și ne ia. Și ne duce să răspundem pentru faptele pe care le-am săvârșit. De aceea să fim cu băgare de seamă, pentru că, să știți dumneavoastră, eu personal nu l-am cunoscut pe Gheorghiță Iulian. Nu l-am cunoscut pe el, dar am cunoscut părinții. Și tot Mântuitorul ne spune foarte frumos că așa cum după roade se cunoaște pomul, tot așa și omul se cunoaște după fapte. Nu l-am cunoscut pe el, dar am cunoscut părinții minunați pe care îi are și care au făcut fapte minunate pentru județul nostru, pentru biserică, pentru întreaga societate. Și faptul că suntem adunați aici într-un număr atât de mare, nu cred că am venit astăzi, că n-am fi avut ce face altceva, altundeva. Am venit tocmai, în primul rând, să ne luăm rămas bun de la Gheorghiță Iulian, în al doilea rând, să ne rugăm stăruitor, pentru că ca om a avut și el greșeli. Nu există om, spune Sfânta Scriptură, nu există om care să nu fie fără de păcat viața lui, chiar de ar fi o singură zi pe pământ. O singură zi de am trăit pe acest pământ și în această zi păcătuim. Dar, rămite,
un om care a trecut prin începutul vieții și în prima a intrat în prima parte a vieții, în prima etapă, nu putem spune că n-a greșit ca om. Dar Dumnezeu care este milostiv, care este iertător, care este de oameni iubitor, nu va trece cu vederea rugăciunile noastre.